ziceam și eu. Ziceam și eu că totuși e momentul calendaristic să se încălzească vremea. Pentru asta m-am aranjat frumos. Am fost ieri la frizer. Nu la frizer, la barber. Că mi-a luat și barba frumos. Ziceți și voi în comentarii. Am fost la Alex, pe câmpul 133, în Mănășturi. Acolo tunde o veșnicie. Sau va tunde o veșnicie care pe cine. Și asta ziceam că m-am aranjat, m-am în așteptarea primăverii. Și când m-am deșteptat, zăpadă atâta în Cluj. Trebuia să sosească cineva, să ne ia covoarele, să le ducă la spălat, că nu. Când faci o harababură totală, măcar să știu un lucru. Zice, domnule, vin după covoare, dar sper să ajungați. Ghioceii s-au ascuns sub pământ, nici măcar sub zăpadă. Păsările migratoare care trebuia să ajungă acum în România au făcut escală în Dubai. Din Zanzibar au făcut escală în Dubai, ce mai stăm să vedem ce se întâmplă. Iarna ne-a luat iarăși prin surprindere. Prin surprindere nu cred că v-am luat eu pe voi azi dimineață, că știți. Și dacă e vineri de la 10, ne vedem aici pe canal. Mulțumesc pentru subscriere, mulțumesc pentru faptul că mă urmăriți și pentru faptul că îmi comentați. Pe canalul ăsta e voie să comenteze toată lumea. Da, cu cap. Cafea, buymeacoffee.com/nicubendea, de la Octav. Și Octav pe diasporă și el. Sănătate și cele bune. Domnule, și când mă gândesc că alpinistul Horia Colibășanu a plecat spre Himalaya, Rumalaya, să atace muntele pe altă rută. Și noi, aici de la 20 de centi de zăpadă, suntem blocați. Dar pe el acolo, în ghețurile alea, în frigul ăla, în lipsa aia de oxigen de la o anumită altitudine, nu, îl felicit. Cum îi felicit pe toți temerarii ăștia care fac alpinism și escalade, dar totuși nu, asta, cu asta nu mă pot împăca. Adică îi Himalaya, îi vârful cel mai lung din lume. Ori fost atâtea sute pe el, ori mai și murit. Deci să știe, s-o urcat. De ce te-ai mai urcat încă o dată? Și zice pe altă rută. E ca și când, nu, știi, gagica aia se cucerește, dar tu nu-i duci bomboane, tu îi duci o sticlă de lichior. Adică, nu, tot acolo ajungi. Mă rog, mă rog, noi clujeni o să ieșim în weekendul ăsta pe aici, pe în zonă. Noroc cu pârtea de la Buscat, altitudine 1600, aproape de Cluj-Napoca, te duci, schiezi, te dai cu săniuța, nu mergem noi pe Himalaya, ce să aducem sare de 2000 de ani și să scriem pe ea termen de valabilitate un an? Nu, și când te întorci, când te întorci de la Buscat, de la stațiune, poți opri să vădis la. Mănânci bine restaurante bune cu specific acolo. Și nu, ai rezolvat un weekend. În Cluj-Napoca, la restaurant, nu ni se arată nici în primăvara asta. Suntem tot sub cod roșu. Noi tot timpul suntem sub. Cred că ar trebui să intrăm noi sub pământ, Doamne ferește, nu în sensul ăla, că așa n-avem ce face și să ne apucăm, să săpăm la metrou. Fiecare, dacă fiecare locuitor din municipiu ar intra și ar ieși cu două buzunare pline de sare, eu cred că am rezolvat problema zăcământului de sare care îmi împiedică trecerea metroului. Dar oricum, domnul Ghinea, îl știți? Nu știu, n-ați pierdut nimic. Ministrul de la ceva fonduri europene sau așa, au zis că până în 2026 metroul musai să fie gata la Cluj-Napoca. Dacă nu se folosesc banii dați de UE, o să ne luăm amenzi și penalități. Nu, ar mai fi încă un cincinal și am avea metrou la Cluj. Să bem pentru asta. O cafea de pe Buy Me A Coffee, mulțumesc. .com/nicubendea, mulțumesc, Octav. Te mai relaxează cafea, te mai destinde. Te mai... Am avut o săptămână, cred că nici a voastră n-a fost prea ușor, așa e? Nu putem fi nervoși ca Adrian Năstase. Adrian Năstase este foarte nervos pe baza faptului că din cauza că domnul Ciolacu nu mai primește înapoi în PSD. Pe dita mai Adrian Năstase. Nici măcar ouă nu-i dă, nici să le mângâie de cum să le numere domnului Ciolacu. Pe domnul Ciolacu nu numără ouă, el numără bani. L-ați văzut el în conferință de presă, ieșise omul să vorbească despre situația tristă a fermierilor din România care nu au bani. Și o băga mână, ia să văd. Eu nici măcar buzunare nu am. O băga domnul Ciolacu mâna să scoată o hârtiuță, să citească de pe ea și pac, pac, au apărut milioane. Hârtii de 100, hârtii de 200 de lei. Pe vremuri să zicea că asta înseamnă să fii mafios. Nu, domnule, asta înseamnă să fii, să reau banii din sânul domnului Ciolacu, cum sare popcornul când e băgata. Plin de bani, blindat de bani, domnul Ciolacu. Unde bagă mâna în sacou, dă de bani. Asta e ca și când îți iei sacou să mergi la
o ceremonie și nu l-ai mai luat de 3 ani, de la ultima nuntă la care ai fost. Poate a fost chiar nunta ta și tu nu știai. Și nu, bagi mâna să verifici și găsești 5 lei și te bucuri de ea 5 lei. Nu? Așa are domnul Ciolacu milioane la purtător. Vorbea despre situația tristă a fermierilor că n-au bani. Păi dacă domnul Ciolacu băga mâna aici, în stânga, scotea un teanc de bani, se rezolva problema tomatei românești. Dacă mai băga mâna și aici, în partea mea dreaptă, mai scotea încă un evantai de bani, rezolvam problema fermelor de porci. Și dacă băga mâna în buzunarul de la spate, numai el îmi este, frate, extraordinar câți bani are domnul Ciolacu. Păi mai trebuie lui luptă politică, face acolo o poziție de fața de la câți bani are. Ba mă, numai oriunde bagă el mâna, ba, și în chiloți. Dă de bani, asta înseamnă să fii, cum ar zice Radu Banciu, bine plasat, financiar. Vedeți, ăștia-s bani numai din ciubucuri. Bani din ciubucuri. Păi da, când a fost la vânătoare cu haisam, pac, o primit ciubuc. Când a fost să-i giugiulească știuca domnului Dragnea la Belina, pac, alt ciubuc. Și atunci să-ți vină, să-ți mai vină să faci politică, da? S-o încolo, politica e pentru fraierii care încă n-au sacouri cu teancuri de milioane. Dar sigur. Ce ziceți despre scandalul momentului din showbizul popular? Protagoniste Maria Dragomiroiu, doamna cu părul lung a muzicii populare, Elena Merișoreanu, doamna cu sprâncene conturate a muzicii populare și Saveta Bogdan. Doamna, da, e o doamnă și ea. Că Elena Merișoreanu a acuzat-o pe Saveta Bogdan. Zice, ce, tu cânti? Tu nu cânti, tu ești dansatoare la bare. Tu asta ai făcut în tinerețe, ai dansat la bare. Și asta e ala scandal. Saveta Bogdan i-a zis la Merișoreanu, o spurcat-o cu ce i-a venit la gură. Maria Dragomiroiu a intrat și în scandal, o demontat acuzațiile aduse. Vedeți? Decât să fim cu ochii pe listele de așteptare la vaccin, decât să fim cu ochii pe buletinul de la 1 ca să vedem câte cazuri de gură. Mai bine uităm la folcloriști, poate scot și niște hituri. Niște hituri cu dedicație de la doamna Saveta Bogdan pentru doamna Elena Merișoreanu. Ui, ui, uși, uși, upu, mă încurci și te du. Sau de la doamna Dragomiroiu cu farmacia inimii Catena. Merișoreancă, îți mănânc ficații. Da, se poate. Și muzica populară mai are nevoie de câte o revergorare, vorba viralului. Din când în când mai trebuie și muzica populară câte un mic scandal, ca să nu uităm pe cine ascultăm sau de cine ascultăm. Că noi care suntem bărbați cu minți la casele noastre ascultăm de soacră, bucuroasă soacră. Eu veni și mobila în bucătărie, am dat cu trafaletul, v-am zis și ieri. Ce-o ieșit, o ieșit, mulți aud puțin pricep, adică nu. Am dat și pe acolo, pe sus, o mai rămas pe la colțuri, neacoperit stratul vechi, dar pe în bucătărie nu faci parada modei, nu faci... În bucătărie te uiți acolo, la aragaz, la... Ce-i bine, am trimis și, cum ziceam, covoarele la spălat, într-un moment dat se vor și spăla și vorba aia, e liniștită și ea de Paști. Atât de cele catolice, cât și de cele evreiești, și de ce nu, și cele ortodoxe. Că noi aici o ducem dintr-un Paști în Paști. Cum zicea cineva, că am mai zis tema asta aici pe YouTube, și cum îmi scria cineva în comentarii, zice, domnul Nicu, la dumneavoastră în familie, nu se sărbătoresc și Paștele cailor? Da, o idee bună. Paști calule ovăs, mănânci calule ovăs, da. Deci suntem liniștiți. Așteptăm meciul, derbiul de seară, la 8:30, ai, deja au luat ceva, alprazolam ceva, au luat soacră, că nu poate, FCSB, CFR, la meci greu, emoții, cred că din bucătărie, de pe nou blat, va urmări soacra meciul, că și Becali a zis, bă, iau pe soacră, dar măcar o repriză, că asta cum e prezicătoare, asta le ține pumnii ceferiștilor și dau vreo 3-4 boabe și au locul în clasament și bă, înțelegi, bă, da. Păi eu vă înțeleg, Gigi Becali, da. Vorba aia, soacra îmi pune în labuș, soacra îmi pune în trocă. Acum trebuie să țin și eu cu haide, eu ce-o enervez câteodată, nu, că eu sunt așa, mai cu slavăție studenție, din când în când cu haide, că așa suntem vai și amar de capul nostru și mă mai întreabă, zice, nu, a noștri când au meci? Păi zic, nu știu, că Liga a doua joc în timpul săptămânii. Zice, ce? De unde, da. Weekend plăcut. V-am reținut și astăzi din activitate. Să ne vedem cu bine luni de la aceeași oră, de la 10. Poate într-o atmosferă puțin mai plăcută, că acum decorul ăsta hibernal
nu te duce cu gândul la prea bune. Sănătate, toate cele bune și să vi se împlinească dorințele și speranțele, să fiți liniștiți și să vedem, poate de săptămâna viitoare mai primim și vești bune. Că săptămâna asta am fost, vorba profesorului meu de istorie, domnul Panfil Lazea, fie iertat, săptămâna asta a fost hands careu la capitolul știri bune. V-am salutat!